Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Gemeni de dragoste. Haideți să vedem ce îi așteaptă pe cei din zodia Gemeni din punct de vedere al dragostei. Luna august 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Gemeni? Pentru luna august, din punct de vedere al dragostei. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Gemeni din punct de vedere al dragostei pentru luna august 2024. Avem magicianul, zecele de spade și regina de spade. Wow! Aveți toate elementele la îndemână, da? Voi, ca să ieșiți dintr-o situație de trădare, aici avem la baza pachetului un valet de bâte, da? Un nou început, este ceva la început, o relație la început sau apare aici vindecarea la voi, da? Bineînțeles că regina de spade vă reprezintă și pe voi, da? Și gemeni și vărsător. Da? Clarificați, rezolvați anumite situații din viața voastră, dar parcă unii dintre voi vă doriți să vă separați, divorțați. Unii dintre voi, nu este valabil pentru toată lumea, dar este ceva care nu vă place, da? Manifestați acest lucru. Vreți să clarificați o situație care v-a pus la pământ, da, cu zecele de spade aici. Chiar dacă s-a sfârșit, da, chiar dacă a luat sfârșit această situație, voi încă nu prea vreți să lăsați lucrurile așa, simt nevoia să spun, da, în relația pe care o aveți sau ați avut-o, da. Aici magicianul, aveți toate elementele la îndemână, da, să reușiți să ieșiți din această stare, da, sau această situație de suferință. Aici posibil să avem de-a face, da, vă reprezintă și pe voi, dar și zodia fecioară, da, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Aici primiți vești plăcute, comunicare, dar este ceva așa la început, da, cumva încercați să reaprindeți din nou flacăra, da, sau în relația voastră, sau să treceți mai departe, da. Aveți nevoie de timp, simt nevoia să spun aici, da, ca să vă refaceți după o perioadă sau după o situație neplăcută în viața de cuplu sau în viața dumneavoastră amoroasă, da? Ia să vedem despre ce este vorba aici, ce se întâmplă cu voi. Wow, turnul, da? Deci vorbim despre o separare, despre o ruptură aici, despre cad măști. Vreți să clarificați această situație, știți, da, unii, cum am și spus, posibil să divorțați, să vă separați, să nu vă mai înțelegeți cu partenerul, partenera, soțul, soția, da? Este ceva care nu vă place. Da? Cad măștile aici. Sau se spun niște lucruri. Aflați un secret. Un secret care vă pune la pământ. Nu vă place. Legat de partener, parteneră. Sau voi spuneți lucrurilor pe nume. Nu vă mai simțiți bine în această relație, în această căsnicie, da? Sunteți hotărâți să luați decizia corectă pentru voi. Vă doriți alt drum. Vreți să mergeți pe altă direcție. Spre altcineva. Simt nevoia să spun aici, da? Deci apare un final la voi. Vorbim despre, da, vă doriți independență, da? Vorbim aici de nouăle de monede. Vă doriți independență, vă doriți siguranță, vă doriți... Parcă vreți să fiți mai mult taxați pe voi. Da, posibil să aveți de-a face cu zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar parcă voi sunteți hotărâți, da, să deveniți burlăciță, da? Deci se pare că aici cineva își dorește independență, vrea să fie singur, singură. Vă simțiți foarte bine așa, da? Sunteți independenți și din punct de vedere financiar, da? Poate aveți propriul vostru job, propria voastră afacere, da?
parcă relația pe care ați avut-o sau căsnicia, da, pe care ați avut-o, nu prea n-ați fost mulțumiți, parcă ați muncit de unul singur, parcă ați fost mai mult singur în acea relație sau în acea căsnicie și cumva vreți să renunțați, nu mai vreți să vă implicați acolo. Pentru că știați că sunteți singur-singură, deci nu era implicat și partenerul-partenera în această poveste. Aveți nevoie să fiți voi cu voi o perioadă de timp. În această lună vă axați mai mult pe voi, pe nevoile voastre, pe plăcerile voastre. Da? Da, din nou acest turn. În final, da? Cineva aici este hotărât să pună punct acestei situații, acestor nopți nedormite aici, anxietate, depresie. Ați trecut prin toate stările posibile în această relație, în această căsnicie și voi nu mai vreți. Nu mai vreți, spuneți, voi spuneți partenerului sau partenerei, dacă nu mai vreți să continuați așa, că nu vă mai simțiți bine în preajma acestei persoane sau nu mai vreți să mergeți mai departe pentru că nu sunteți bine acolo. Această persoană vă dă de furcă, nu se implică, nu se implică absolut deloc în relația cu voi. Și voi v-ați tot stresat și nu ați înțeles ce se întâmplă, dar da, din nou vorbim despre un final. Este ceva pentru bine pentru voi, dar este o decizie foarte importantă, dar și benefică pentru voi, bineînțeles, aici cu lumea, un ciclu natural care se închide, da, dar și un succes aici, da, va duce vouă succes, va duce independență financiară pentru unii dintre voi, da, vă axați foarte mult pe muncă, pe cu totul altceva, da, foarte frumos. Vreți să ieșiți din această situație, clar. Sunteți foarte hotărâți. Bineînțeles că nu va fi pentru toată lumea și nu toată lumea va rezona cu acest mesaj, dar este pentru cineva aici care chiar își dorește, da, sau trece printr-o situație care nu îi mai place, nu mai este pentru el sau ea, da? Ce trebuie. Nu vă regăsiți în partener, parteneră și vreți să închideți acest capitol. Dar este de bun augur pentru voi, deci lucrurile merg în favoarea voastră. Voi știți că deja nu mai are rost să... Da, moartea, din nou vorbim despre închideri. Închideri, sunteți hotărâți să închideți capitolul acesta, această relație, această căsnicie. Această lună va fi decisivă pentru voi, voi știți foarte bine, da, ce aveți de făcut. Posibil să aveți de-a face cu zodia Scorpion, da? Închideți un nou capitol și deschideți altul. Sunteți foarte tranșanți voi, foarte detașați de această poveste, ați suferit foarte mult, nu mai puteți să mergeți. Da, nu mai puteți să mergeți alături de această persoană, nu mai puteți să fiți cu această persoană. Nu vi se oferă iubire, da? Nu primiți iubire în schimb. Da, cavalerul de spade, va fi agitație, bineînțeles, cred că voi veți fi cei care vă veți spune punctul de vedere, vor apărea anumite discuții, dar veți spune ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ceea ce ați trăit cu această persoană, da? Că nu mai vreți să fiți cu această persoană. Lucrurile se vor mișca foarte rapid în această lună, deciziile vor fi clare. Dar și repede, se vor mișca lucrurile foarte repede, adică decizia în momentul în care s-a luat, veți merge și veți face și tramitele, da? Rezolvările, acte, documente, dacă aveți desemnat, da? Partaj sau ce aveți de făcut, da? De împărțit cu persoana cealaltă, veți face foarte rapid, veți lua decizia, pentru că nici partenerul sau partenera nu mai vrea nici el sau ea să continue, da? Deci nu, asta spun cărțile, da? Că nu se implică. Această persoană și ea își dorește la fel, da? Deci nu se mai regăsește, nu mai vede nicio rezolvare, da? În relația asta, că nu va mai funcționa, da? Multă comunicare în această lună, da? Multă pasiune, dar și foarte multă energie, veți acționa foarte rapid, vești plăcute pe care le veți primi, da? Veți rezolva. Totul va fi în favoarea voastră. Vă va place, da, ce se întâmplă și că dacă ați luat această decizie, da, și s-a terminat această relație, cum am și spus, vouă o să vă meargă bine pe partea financiară, da, veți fi foarte axați. Da, și veți găsi pe cineva
care veți simți că este acolo o conexiune, da, între voi și această persoană, da? Aici avem doiul de cupe, da, veți întâlni această persoană. Veți depăși, veți închide acel capitol dureros din viața voastră, acea persoană, veți renunța la ea pentru că nu este ceea ce trebuie și la momentul potrivit, da, în locul potrivit, voi veți întâlni această persoană. Sau poate unii ați întâlnit, da, și cumva simțiți, da, că apare vindecare, apare din nou acel sentiment de iubire, vă simțiți iubiți, da, la rândul vostru iubiți și voi, da, simțiți acest lucru. Sau poate unii dintre voi, da, posibil să fi avut persoana potrivită, dar s-a terminat, s-a consumat această poveste. Poate la un moment dat, da, la începutul relației a simțit că este ceva cu această persoană, că este o persoană menită să fie lângă voi, dar se pare că s-a consumat povestea, s-a terminat această poveste, gata, pentru unii. Da. Posibil, da, acest lucru, da, din nou comunicare vorbim aici, dar deci, da, voi ați fost foarte stresați, v-ați făcut tot felul de gânduri, da, în privința acestei persoane. Această persoană nu s-a implicat suficient în relație, da? Și voi vreți să puneți punct și să vă vedeți de viața voastră. Vreți să vă, puneți mult accent pe voi. Ați ieșit destul de puternic și în etalare, da? Deci voi sunteți hotărâți, da, să puneți punct și să mergeți mai departe. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.